Ziua bună se cunoaște de dimineață. În ediția de dimineață de la Radio Constanța, Adelina Tocitu și Răzvan Petre îți aduc zâmbetul pe buze, muzica cea mai bună, știrile din trafic, meteo și sport, informațiile de ultimă oră, toate la prima oră, în ediția de dimineață, de luni până vineri, de la 6 la 10, la Radio Constanța, pe 100,1 FM. Nu cred că au trecut 100 de zile de când am vorbit ultima dată cu Nico aici în ediția de dimineață la Radio Constanța și în programele Radio Constanța. Mi-aduc aminte că am sunat-o chiar de 1 decembrie, dar astăzi o sunăm să-i spunem la mulți ani, bună dimineața! Bună dimineața, Nico, la mulți ani! Bună dimineața și vouă și mulțumesc foarte mult! Cum petreci astăzi de 1 februarie? Ești născută exact de 1 februarie, la început de lună! Dragii mei, cum petrec în fiecare an, petrec alături de familia mea dragă și... Cam atât, nu mi-am schimbat obiceiul, să știți, și nici n-am să-l schimb, pentru că ei nu se satură de mine, nu prea am timp de familie, așa că măcar de ziua mea să fim alături și să petrecem împreună. Ieri am vorbit și cu... Spune-ne, Nico. E o zi frumoasă, asta vreau să spun, că e soare, deci e o zi superbă, cred că și la Constanța e la fel. E superb la Constanța, dacă ne urmărești pe Facebook și sunt convins, ai să vezi că am făcut o poză a răsăritului de soare din această dimineață. Wow, e superb. Super. Nico, super, am vorbit super, ieri cu Ovidiu Lipan Țăndărică și i-am urat și lui la mulți ani. Ieri a fost ziua lui. Așa e, să ne trăiască, să fie sănătos. Și el ne-a mărturisit că o să sărbătorească 3 zile și 3 nopți. Tu?
N-am sărbătorit niciodată 3 zile să-i rog. Eu sunt obișnuită să nu pierd nopțile. Mi-aș dori din suflet. Te rog să mă crezi că în momentul în care plec la petrecerea cu Laurențiu, eu întotdeauna pe la ora 11, așa, până în 12 noaptea, îi spun, hai să mergem, dragul meu, cum e somn. Deci eu nu pot să stau. Înseamnă că, înseamnă că și concertele ți le programezi mai devreme. Nu ai obiceiul să cânti pe la 2 noaptea, nu? Concertele întotdeauna, da. Dar dacă este cazul, nu e nicio problemă. Adică pot, chiar pot. Dar în orice caz, până la ora 2 noaptea dorm. Stai liniștit. Nico, spune-ne, te rogăm frumos, cum s-a încheiat anul 2012 pentru tine și ce ți-ai propus pentru 2013? Mi-am propus foarte multe pe 2013. Pe 2012 a fost un an foarte frumos, cu vacanțe cam multe, zic eu, pentru mine. Dar poate că a fost mai bine așa. Am avut și un spectacol, noi am terminat premiera spectacolului Șagăre în revenire, un spectacol superb. Am avut până acum 6 spectacole, avem premiera oficială, este pe 9 februarie, unde vor fi invitați de marcă la noi, la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești. Și personalități, ca să spun așa, de la domnul Moculescu, Corina Chiriac, chiar așteptăm de la domnul Titus Andrei, așa, prietenul nostru drag. Și ce să spun, am fost un pic, ne-a luat așa ca din oală, ca să spun așa. Deci toată luna decembrie și ianuarie am avut spectacole plus repetiția la teatru. Am început ianuarie la fel, în fondă, cu spectacole foarte multe și lume, multe, am jucat cu casa închisă. Și ce să spun, eu pregătesc un concert pentru că împlinesc 10 ani anul acesta. Oho, 10 ani de carieră. Dar nu vreau să vi le dezvăluiesc așa, cum da, din telefon, și nici nu vreau să spun, pentru că de câte ori am spus, nu s-a adeverit, am o chestie a mea, nu îmi place să vorbesc înainte. Bine, dar când veți stabili așa lucrurile și când vor fi clare, vom afla și noi, da? Înțeles că vă mai anunț acum să nu voi veni și la voi. Cum a, când vii la noi? Asta vreau să te întrebăm, la mare, când mai ajungi? Când doriți. Când doriți, dacă am concertă, eu vin, vă sunt, te sunt Răzvan și spun, vezi să vin și te vin și pe la voi, pe la radio. Deocamdată nu sunt, deocamdată sunt aici prin preajmă. Avem câteva concerte, cu trupa la fel, avem în luna martie. Eu încă sunt cu trupa mea, deci n-aș putea să fiu singură pe scenă, îmi place cel mai mult cu trupa live. Este o altă stare pe care ți-o dă ca artist. Și ce să spun, o să încep să... Am deja un manager, Florin Nedelcu, probabil că îl cunoașteți, și aștept să merg să fac câteva colaborări cu personaje mai în vogă, ca să zic așa. Cum ar fi? Cunoscute. Dă-ne câteva nume. Dau un exemplu, Smiley, nu știu, dau un exemplu și atât, să-mi fie mai multe și... Un exemplu și atât, ca să nu fim prea curioși, am înțeles. Exact, să zicem Smiley. Anul ăsta a vrut disc? Ne promiți un disc? După cum spuneam, sunt 10 ani de carieră, așa că voi face și un best-of. Și bineînțeles cu și piesele pe care nu le-am scris pe niciun album până acum. Mai dăm o șansă, care se află și la voi și știu sigur, 100 de zile. Și vor mai fi, bineînțeles, puse pe acest best-of. Când crezi tu că vei lansa acest disc? Acest disc, cu siguranță, mai sau iunie, pentru că mai sunt bine 10 ani. Chiar de ziua fiică-mi. Bun, atunci în iunie te așteptăm la Radio Vacanța. Până atunci stați liniștit că o să vin. Bine. O să vin de mai mult. Nico, poate lansăm discul și pe terasă aici la Radio Vacanța prin sezon estival, cine știe. Cu siguranță, cum să nu. Nico, la mulți ani încă o dată, multă baftă în 2013, așteptăm cu interes albumul. Și o ultimă întrebare, 100 de zile, există deja în rotația multor posturi de radio de vreo 3-4 luni. Pe când o nouă piesă? Cu 2013 pe ea. Probabil luna viitoare, cu siguranță luna viitoare. E în lucru, înțeleg. Da. Mulțumim. Mulțumim tare mult, Nico, să ai parte de o zi superbă. Alături de cei dragi, încă o dată îți spunem și noi la mulți ani. Mulțumesc foarte mult, Doamne ajută. Mulțumesc la mulți ani și vouă pe anul acesta, că n-am vorbit. Multă sănătate, fericire și la mulți ani tuturor ascultătorilor voștri. Vă pup cu drag și mulțumesc foarte mult de telefon. Și noi îți mulțumim să ai parte de o zi superbă alături de cei dragi. A fost Nico, i-am spus și noi la mulți ani. În ediția de dimineață aici la Radio Constanța pe 101 FM și online la radioconstanța.ro. Un sfert de oră rămas până la ora 9. Vă ascultăm pe Nico. Cum aș putea? Se numește piesa pe care o difuzăm chiar acum în ediția de dimineață. Ediția de dimineață cu Răzvan și Adelina.
parte de tine. Radio Constanța. Între noi e furtuna.